Evenimentul Group Stage Challenger se apropie de final. Un eveniment super tare, părerea mea, care a oferit posibilitatea pentru mulți dintre noi care sunt free-to-play, nu bagă bani în joc și chestii, să ai niște carduri super tari, cum ar fi acest Vandersar de 104, Gullit de 99 OVR, Messi de 103 OVR și alți jucători de acolo de 103 de la GSC Rewards, uite, de Acilia. Foarte, foarte tare. Eu deja l-am luat pe Messi, știți, cu siguranță. Urmează să-l iau pe Van der Sar, dar undeva pe final de tot de event, cam în ultimele zile, să spunem, o să deschid ce oferte o să mai am pe acolo de tokenuri și respectiv o să-l iau și pe domnul Van der Sar și o să-l bag acolo la mine la echipă. Și deja abia aștept și eu și dumneavoastră, cred, noul event dedicat cupei mondiale, care va veni joi pe 17 noiembrie. Sunt curios ce player vom putea lua de acolo și chestii, dar astăzi trebuie să luăm jucătorii de la GSC Rewards, de la Europa League. Păi nu m-am focusat deloc până acum, i-am lăsat acolo să stea, știu că mulți dintre voi deja ați luat Malasia, Saka și alți nebuni. După ce mi-am făcut și eu calcule din grupa asta de unde l-am luat pe Messi, o să-l iau pe acest Golovin. Nu e el, cine știe ce, nu e un nume răsunător sau whatever, dar mai mult e o opțiune pe care trebuie să o iau, știi? Dar prima opțiune, voi merge pe domnul Saka. De aici, din prima grupă, spoiler alert, iau de aici pentru că urmează să iau și un alt jucător din grupa respectivă și am nevoie să o deblochez pe asta pentru că decât o grupă pot să mai deblochez. Înainte să facem asta, deci vreau să vă zic că se anulează planul meu cu Sané. Oricum am parcurs road-ul ăsta până aici, uite, până în acest punct, dar e bine că n-am dat unlock și la ultima parte, pentru că dacă făceam asta, cred că nu mai puteam să deblochez alte două grupe, cum una deja am deblocat-o la Messi și urmează să o deblochez și pe cealaltă, pentru Saka. Se anulează în primul rând, pentru că l-am vândut pe domnul Demirbay. Deci eu inițial, vă amintiți, abia când a început eventul, l-am prins acolo de la oferte pe domnul Demirbay, l-am băgat direct la echipă, mi-a plăcut cum juca și am zis hai să-l facem și pe Sané ca să facă link cu Demirbay. Amândoi germani, Bundesliga, nebunie, dar după treptat a mai evoluat și echipa mea și respectiv deja era cam depășit Demirbay și am zis trebuie să-l vând. Și deja a venit și mănușă David Beckham de 99 pe care l-am primit gratis majoritatea. Și l-am băgat pe dumnealui la echipă în locul lui Demirbay și pe el respectiv l-am pus la vânzare. Mă bucur că s-a vândut, erau vreo 60 de bucăți la același preț cu al meu când l-am pus la vânzare pe Demirbay și cred că au trecut 2, 3, 4 zile maxim și am reușit să-l vând. Hai să-i dăm claim cu taxe, 2 milioane jumate măcar am luat pe el. Big thumbs up, oricum a ajutat și mult la echipă. Frățiorul l-am luat la ofertele alea de era cu 1000 de tokenuri de la UCL. Singurul player norocos, să spunem, de l-am luat de acolo. În rest, știți, cei care ați văzut clipurile precedente unde am mai deschis oferte de acolo, jale. Efectiv jale. Deci am aproape 25 de milioane de coini și m-ați mai întrebat și o să mă repet. Nu vreau să cheltui deloc momentan pe market să cumpăr ceva jucători. Știm să vorbim. Pentru că vreau să aștept noul event. Presupun că atunci când o să vină, o să scadă și prețul în general pe market, chestii, pentru că o să vină cu alți player OP pe care o să-i poți să-i faci de acolo și respectiv totuși cu trecerea timpului automat prețurile pe market la mulți playeri descresc treptat. So, da, am zis mai bine să aștept. Hai să mergem direct acolo la Group Stage Challenger și să vină domnul Saka direct în echipă, dumnealui. Actually și cu o lovină la cred că are loc momentan. Cred că are loc așa pentru un moment. Hai să luăm întâi pe dumnealui. Bam. 800. Și mi-l dă, zim că mi-l dai cu... Sau nu ți-mi minte. Mi-l dă cu... Da, bă, aia zi. Cu road, credeam că o să fie fără. Frumos, rusul, left winger. Mamă, e de la Monaco, din Ligue 1. Forță, eu asta nu știam. N-am atras atenția la echipă. Am zis ăsta, îl iau că... Aveam această grupă deblocată și altă opțiune mai bună nu prea aveam ce să iau de aici, dar... Wow, wow, actually e bine că e din Ligue 1, pentru că face... Aia porneam să zic, face chemistry cu Messi. Ligue 1 plus că e card din, de la același event. Deci și pe dumnealui pot să-l bag direct la echipă. Și acum hai să mergem să luăm și pe domnul Saka. Bun, bă, hai că începe să devină totul mai interesant, dar aici trebuie să trecem și road-ul. Deci calculasem, eu am fix 29.000, fix 29.000 de puncte, practic este și necesar ca să ajungi până la al doilea slot de la de playeri. Mai sunt câteva zile din event la momentul dat când filmez și puteam să mai fac încă niște puncte. De-alea puteam să mai deschid de acolo de la UECL offers ca să mai iau încă vreo 3500 de puncte din asta, așa că nu e problemă. Dacă era la limită să nu mai ajungă, găseam de unde să fac rost de aceste puncte. Ia să vedem, deci îmi dă skill boosturi. E și ceva care player să deschizi, să-ți vină. Doi de ăștia.
Hai cu un walkout aici dacă se poate. Ia să vedem, am noroc? Sau nu e noroc? E cu noroc? Habar n-am cine e. Îmi scapă, îl știu portarul. Nu, nu-l știu, habar n-am cine e. Habar, e flagul Ungariei ăsta, nu? Dacă nu mă înșel. Habar n-am cine era. Roberto Firmino, am înțeles. Ce walkout, bă, de 85 overe. Am zis că e ceva insane, poate. 200.000 de coins, sunt bineveniți. Uite că am trecut de pragul de 25 de milioane acolo la coins. Foarte tare. Aici ne mai dau tokenuri. Frumos. Frumos. Skill boost iarăși. Aici, iarăși. Hai cu walkout dacă se poate. Ia. Vreau să văd. Să fie walkout. Nu e de data asta. E și de data asta, dar te rog nu unul de 85, vai de soarta lui German. Mulți. A, trap. Trap e, a, nu era 87? Cred că era 87 înainte de ultimul update, nu? Și și-a luat downgrade cu un punct. Că parcă țin minte că avea 87 trap. Ok. Sunt bineveniți playerii ăia că îi mai faci la SBC-uri sau unde trebuie să mai faci exchange-uri, chestii. Sunt utili și dumnealor. Încă 500.000 de coins. Foarte, foarte tare. Am nevoie de coins. N-am nevoie de coins. Ia aici ce e. Tokenuri că 400. Deci mi-a dat 600 de tokenuri. Bă, actually cu tokenurile de mi le-au dat, cred că deja pot să le iau pe Van der Sar. Interesant. Dar nu, o să las, o să mai aștept pentru că vreau să strâng cap toți tokenii posibili și să fac un clip în care să deschid, știți, mai multe oferte de acolo, de la Oforce respectiv. Și da, nu băgăm totul aici, să deschidem și alea și celelalte și tot, că ne umplem de player de nu mai știm ce să facem cu ei. Hai că așa se va întâmpla, deci 5.000, exactalmente, 300.000 de coin și aici la băiatul, tap to open, easy, vreau să le iau pe Carrasco și pe Arthur. Și pe Mandanda, și pe Saka, și pe ăsta, se poate? Sau nu se poate? Nu se poate, bă, decât Saka vine. Decât Saka vine pentru moment, dar hai, deschide-te frumos să te văd. În toată frumusețea ta de player, vitezoman ce ești. O să mă ajute mult acolo, de fapt, oricum și Avila nu-mi displacea atât de mult. Era ok Avila acolo pe dreapta. Era super ok, dar Saka clar o să fie peste. Clar, o să fie peste dumnealui. 4.600.000, au scăzut super mult prețurile la acești jucători. Dar oricum nu vreau să-i vând. Nu prea vreau, pentru moment. Hai să mergem acum să-i băgăm direct la echipă. Acolo să se încadreze frumos. În primul rând, ia să vedem cu rusul ăla. De acolo e Giroud. Giroud e din serie A. Uite-se că atunci facem așa. Schimbă-l pe ăsta cu domnul Saka. Să vedem cum ne afectează la chemistry toată nebunia asta. Să vedem cum o să ne afecteze la chemistry. Deci Saka nu ne... E tot 98. Am trebuie să mai urc un singur level și deja o să am și eu chemistry-ul full. Momentan e la 98 și aici la Golovin ce am făcut. N-am apăsat pe ce trebuia. Swap. Ia. Yeah. E mai bun la passing, la ăsta, la shooting și la asta. Asta mai e slab. Dar clar o să-i dau și lui Golovin upgrade-uri și chestii. Și da. Ok. Ok, tot în 98 stă, dar nu... Ea nu face link-uri acolo, ia să vedem la chemistry. Uite, stă în 2. Walker, mamă, Messi stă în 2, la fel. Dacă îi schimb așa, tot în 2 stă Messi, anul în 6, în 6 ăla. Saka oricum stă în 12, Giroud decât stă în 2. Poți să-l las așa schimbați, că și așa acolo Giroud, aparent, că e din seria A cu Gullit. Ok, mai vedem acolo. E ok, avem 98, chemistry-ul ăla total măcar. Să fie bine momentan. Walker Peters acolo e cam jale. De fapt stă și el în 7 acum. Stai că n-am fost atent chiar full. Hai că nu e atât de rău. Nu e atât de rău acolo. E ok și momentan. Dar totuși Giroud ăsta de l-am băgat eu aici. Am mai dat câteva meciuri cu el. Mi se pare ok și bun. Dar dacă îl schimbăm cu Boie, Boie îi dă, nu cred. Sau da, îi dă mai mult chemistry lui Messi, nu? Îl pune pe Messi în 9. Cred că o să las așa momentan cu Giroud acolo. Vreau să-i mai dau tip așa de trial lui Giroud. Să mai încerc, să mai joc cu el, să vedem ce și cum se întâmplă. Și mai departe vedem. 111 overe, a scăzut puțin overe-ul la echipă. Că nu, de ce? What? Ok, și-a doar plus 2 Saka și ăsta. N-au aceleași skill boost-uri. Stai că abia acum mi-am dat seama. Deci ăsta are speed-ul și ăla mi se pare că tot speed are, nu? Nu e the best? Best of the best, dar tot speed are.
nu e best of the best de ăsta, dar hai să le dăm upgrade-ul. Mă uite, zic, what? Cum să scadă over-ul? Bine că mi-am amintit că ăștia au alte de-astea la skill boost. Am înțeles, facem upgrade-uri. Cât 11 pot să le fac și lor? Dacă pot să le fac 11 ar fi bine. Ok, 10 de cât? E bine și 10 momentan. Arată bine și cu 10, deci da, și au plus 10, plus 10 și avem 113. Am mai urcat cu un puncticel acolo la over. Arată super, super bine echipa acum. Chiar îmi place. Văd, o să le mai dau, trebuie să mai transfer și trainuri și chestii, dar vedem, facem asta, nu e problemă. Vreau acum să dăm un match la mișto. Dacă se poate la Division Rivals, head to head, vreau să văd cum se simte echipa, cum se mișcă și toate cele. Let's see. Mamă, l-are pe Sané, l-are pe Lukaku, are o echipă bună, dar overall-ul general l-are mai mic decât mine. Bun. Iar și lagul și serverele care merg perfect. Am dat pasa aia de 5 ani și mi-a dat-o abia acum. Dă-i o pas acolo, Lusaka, hai că a ajuns. Da, se mișcă execrabil, once again, îmi place. Bun, Giru pasă. Ia, Saka. Mamă, ce ușor pornește în viteză, ești nebun? Mamă. Se simte super bine. Am vrut să fac un fake shot, dar nu mi-a luat. E delay, nu mi-a luat fake shot-ul, efectiv. Understandable. Dar îmi place cum pornește la viteză. O să mă uit, eu m-am mai uitat peste stats-urile lor și chestii, dar chiar vreau să sunt curios cât a accelerație, sprint, speedare. Saka mai ales. Că e jale, l-am simțit bine cum pornește acolo. Aia zi care... și mi-am cumpărat, by the way, stați să vă arăt, mi-am cumpărat la skill-uri. Da, mi-am cumpărat ruleta ca să o pot face cu oricine de 500 de gemuri și mi-am cumpărat și ăla, e Change the Line sau ceva de genul se numește, da, m-a rupt cu Sané pe viteză. E bun, bă, Sané. E bun și Sané, n-ai ce să zici, mi-a lăsat și celebrare, ia vezi la dumnealui. Și mi-am luat ăla, Change the Line, stați că vă arăt și skill-ul ăla și după să mergem să-l batem pe băiat. Deci pot să fac cu Giru, nu pot să fac cu Giru. Pot să fac cu Yang. Uite, când dau în dreapta, vedeți? Știți skill-ul ăla, nu știu dacă îl știți. Așa, Change the Line, știu că se numea cic acolo când l-am cumpărat. Le-am văzut că sunt destul de eficiente și am zis hai să le iau, că o să mă ajute, gen. Ia o pas acolo. Ia Messica. Lusaka. Du-te. Shoot. Ha, n-a intrat. Mamă, ce se duce acolo pe viteză. Trebuie să învăț să-l joc, cum să intru cu el în careu și chestii. Dar e forță pe viteză, e rupere cu el. Dar meciul ăsta mi se mișcă super prostuțus. Și vreau să-l câștig, dar nu știu cum o să fac asta dacă mi se mișcă halul ăsta. Nu știu cum o să fac. Ia. Ok, n-am mai reușit să merg într-un atac. Și asta de Giru, ce am mai jucat off-camera. E destul de lent, dar stă super bine pe shooting și pe pase. Îmi place cum îl demarchează pe Messi. Dau pas cu mingea la el, o țin puțin așa la picior, nu fug prea mult. Se demarchează Messi și o dă perfect unde am nevoie. Ceea ce nu se întâmpla cu Boye, n-avea atâta passing. Dar ăsta le are bine pe pase, Giru. Și asta îmi place momentan la el. Hai că n-am crezut că vine prin spate să mă ia. Și eu încercam să fac altă schemă, dar ok. Haide bă, cum l-a luat Lenglet aici? Pe Messical meu. Așa, Saka lui. Saka lui nu e mai bun decât Saka al meu. Bun, hai să ne concentrăm, trebuie să dăm un gol. Nu e prea puternic oponentul, dar mi se mișcă execrabil și e greu să înțeleg ce și cum să fac și ce se întâmplă. Uite de când am dat pasa aia, bro. Așa. Pasă. Mamă, ce apăsam pe pasă și nu se încărca ăla, nu arăta că încarcă pasa efectiv omul meu. Du-te, Golovin. Ia o pasă aici lui Messica. Ia o pasă lui Giru. Ok, nu știu cum a dat gol din poziția aia, l-a ținut pe ăla la spate, n-a scăpat mingea. Te pup, Giru. Am avut nevoie de așa ceva aici. Deci a intrat ăla cu piciorul, dar n-a putut să ia mingea efectiv. Ok. Bun, hai că ne ține. Vreau să mai dau un gol. Vreau să-l bat pe ăsta neapărat acum, așa pe clip. Să par de treabă. Cum nu i-a luat mingea acolo, Golovin al meu? Aia zic. Proasta așa. Decizia acolo că era să-mi ia mingea la efectiv, dar ok.
Mamă. Îi las și reluare, cum mi-a lăsat și el. Celebrare, pardon, nu reluare. Ia vezi ce sare Giroud. Ia vezi ce se distrează. Deci Giroud și că e momentan din ăștia care joacă la Franța, e cel mai bun striker. Și că a marcat cele mai multe goluri din ăștia care sunt acum activi la Naționala Franței. Insane. Dar ați văzut ce dă asta de pase? Bam, 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 bam. Easy acolo. Frumos așa. Și Saka a fost cu pasa de gol, parcă. Dacă nu mă înșel, Messi cu capul nu prea le are. Nu prea le are Messi cu pas, cu capul, pardon. Am vrut să zic cu pasa, cu pasa oare. Le are Messi cam eu cu pasele. Așa. Ia dă-i acolo lui Gulli, dă-i lui Saka. Ia ce skill are de bază Saka? A, tot ruleta? Bun, cumva a rămas mingea la el. Acolo, dar... Hai să nu ne dea gol ăsta aici. Așa. Ia vezi că a venit Messi că să apere. A venit... no way. Nope, bagă... Bro, bagă picioreta. Așa. Așa, șutează acolo tare și e meciul nostru. Frumos! Mi-a plăcut. Golovin, nu, nu prea am stat cu mingea pe el prea mult. Dar acolo cât a avut, s-a mișcat și el binișor. Vreau să mă mai uit acum puțin peste stats-urile lor, să le mai analizez în detaliu. Că eu m-am uitat gen off camera, am zis când am decis să iau pe ăștia doi. Clar, le-am analizat stats-urile și toate cele, dar nu mai țin minte că a fost asta acum ceva timp, știi? Și am zis că iau pe ei și gata. Dar hai să ne uităm acum, ales la Saka sunt... Sunt curios că pornește super exploziv, știi, din locare, probabil accelerația aia super mare. Vreau să văd. Ia să vedem. Mamă, deci are... stai, pentru o secundă a văzut 155 la passing, zic. What? Stai că nu e posibil. Are 125 aici, ia să vedem aici. Deci, sprint speed 130, dribbling 135, stă bine pe dribbling. Frumos, crossing acolo, finishing, dă bine și la poartă. Au acolo, accelerația prima, 120. Ok, e mare, mă așteptam să fie și mai mare de atât la cum pornea parcă. Da, e super, super bun. 4 la weak foot, 4 la skill moves. Extrem de bun Saka, mi se pare. Și cum l-am simțit gen in-game, mi s-a părut insane. Și Golovin tot are 4 cu 4 dacă nu mă înșel. Da, exact ca Saka, 4 cu 4. Așa are 100 accelerație, mai puțin, tot aproape de 130. Sprint speed pe finishing. Bă, sunt cam similare atributele ăstora doi la winger la mine. Au și același skill boost, dar clar Saka cred că e peste. Nu cred că e foarte mult peste, dar clar este peste. Insane. Îmi place Saka. Momentan așa doar un meci am dat cu el, dar l-am simțit bine chiar și cu lagul ăsta și delay-ul de era. Pornea super bine din loc, fugea, rupea tot. Frumos. Deci cam ăștia au fost playerii mei doi de la Europa League, de la noul event, vechiul event care deja e în curând, va fi vechiul event, Group Stage Challengers. Ziceți-mi voi în comentarii ce ați luat aici, pe ce opțiune ați mers. Știu că mulți ați luat deja pe Saka, dar sunt curios a doua opțiune, gen pe ce jucător ați mers de la Europa League. Eu am mers pe ăștia doi, sunt mulțumit în special cu Saka și Golovin, am zis ăla e ok, dar l-am luat mai mult că eram nevoit, că aveam... decât asta lui Messi deblocată. Dacă nu mergeam pe grupa aia lui Sané să deblochez totul acolo, probabil mă duceam pe Malasia Leftback. Cam ăștia doi cred că sunt cam the best ce puteai să iei de acolo de la Europa League. Dar da, cam atât a fost cu acest clip. Nu uitați de butonașul de like. Noi ne auzim data viitoare cu noi clipuri, live-uri, chestii. Foarte mișto, as always. Bye bye.